Bună, Dana, sunt trainerul sala online Gym Sport. Îți voi explica cum să lucrezi corect o fandare spre înapoi. Depărtează tălpile la distanța dintre șolduri sau distanța dintre umeri. Ai pieptul înainte, spatele este drept și umerii sunt înapoi. Privirea va fi doar înainte. Poți să pui palmele în șold, vei face un pas mare înapoi, astfel încât genunchiul din spate, când l-ai îndoit, să aibă un unghi de 90 de grade. Cu boară, îndoaie genunchii până când coapsa din față ajunge exact paralelă cu solul. Genunchiul din față trebuie să fie exact pe linia gleznei, iar genunchiul urmează direcția vârfului piciorului. Inspir acolo pe coborâre și expir pe revenire. Poți să alternezi piciorul, piciorul drept și piciorul stâng. Expiră când te întorci. Este foarte important să ții pieptul înainte și privirea este în față. Ai o carte pe cap și atunci când cobori și atunci când ridic, cartea nu trebuie să cadă. Încordează foarte bine abdomenul pentru că te ajută să menții poziția dreaptă. Inspiră și expiră, te întorci. Genunchiul din spate îndoaie la un unghi de 90 de grade, cel puțin, iar cel din față este foarte important să fie pe o linie dreaptă cu călcâiul. Aceasta a fost fandarea spre înapoi.